Totul a plecat de la un control de rutină când o patrulă mixtă a vrut să facă o verificare asupra autoturismului înmatriculat în Anglia duminică dimineață. Șoferul, un tânăr de 29 de ani, nu a vrut să oprească, motiv pentru care oamenii legii au pornit în urmărirea lui. Azi noapte, în jurul orei 2:15, pe raza municipiului Rădăuț, un echipaj de poliție rutieră a efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism înmatriculat în străinătate. Conducătorul auto nu s-a conformat semnului agentului de poliție. Drept urmare, echipajul a pornit în urmărirea mașinii suspecte. Autoturismul a fost urmărit pe raza a 5 localități, ajungând până în comuna Vicovu de Jos, unde pe un drum înfundat, conducătorul auto și încă o persoană au părăsit autoturismul. Polițiștii au pornit în urmărirea conducătorului auto și după ce au efectuat somațiile legale, au efectuat un foc în plan vertical și unul către suspect, acesta fiind lovit în zona abdominală. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Rădăuți, Marginea, Voitinel, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus și înapoi în Vicovu de Jos. A fost o urmărire ca în filme, cu baraje de poliție ocolite și tot tacâmul. Numai că tânărul a intrat pe o uliță care s-a înfundat, iar din mașină a coborât doi pasageri și conducătorul auto, care a încercat să dispară. A fost momentul în care agenții de poliție l-au somat și, în cele din urmă, a făcut uz de armă. L-au nimerit în abdomen, fiindu-i atins rinichiul stâng. Pacientul, în ciuda gravității leziunilor produse prin împușcare, a permis totuși intervenția unei echipe medicale mixte. S-a prezentat cu o plagă împușcată renală stângă și cu dublă plagă jejunală. Într-un prim timp, medicul urolog a făcut extirparea rinichiului împușcat, nefrectomie stângă, după care a intrat echipa chirurgicală în acele împușcate jejunale, deci al intestinului subțire, și s-a practicat enterectomie segmentară. Pacientul se află în momentul de față în postoperator și este stabil hemodinamic, susținut de aparate. Aceasta e procedura după asemenea intervenții în postoperator. Deci prognosticul în momentul de față al echipei operatorii este bun. Toată lumea a rămas șocată de cele întâmplate și nimeni nu înțelege ce s-a întâmplat. Da, am auzit că n-avea permis și l-a oprit sau nu știu ce, eu știu altceva, nu știu ce să vă zic, că dacă nu am ieșit de acasă. Am auzit că a fost împușcat și nu știu prea multe detalii, dar de la prieteni am auzit că l-a împușcat și grav, ar fi la Suceava, atât. Am auzit că n-a vrut să oprească la semnalul polițiștilor. În schimb, oamenii legii cred că tânărul a reacționat în acest fel pentru că dacă ar fi oprit, s-ar mai fi ales cu un dosar penal. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că tânărul în cauză este cercetat în două dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de la regimul rutier. De asemenea, în autoturism a fost găsită o autorizație provizorie de circulație ce era expirată din luna ianuarie 2011. În continuare, tânărul se află internat în Spitalul Județean Suceava, fiind supravegheat îndeaproape atât de medici cât și de oamenii legii.